Tot ce știi, transformă în mii. Beneș Curcanul îți aduce cel mai deștept concurs radio. Dublu sau nimic în deșteptare. Consumă carnea de curcan românesc, verifică originea pe etichetă și fii mereu câștigător cu Beneș Curcanul la Europa FM. Crezi că le știi pe toate? Ai curajul să riști totul? Joacă Dublu sau nimic. Dublu sau nimic în deșteptarea la Europa FM pentru 3200 de euro astăzi și un Dita mai curcanul de 15 kg, un curcan cu greutate așadar de la Peneș Curcanul. A făcut o rimă, dragul de el. Asta era 15 kg cu curcanul? Kilogramul ăla, așa am zis? Ai zis, un curcanul de 15 kg. Mă iertați. Credeam că intenționat. Nu, intenționat n-am greșit. Alin, bună dimineața, Alin e din Sibiu. Salut. Tot Alin. Bună dimineața. Salut, bună Alin. Ești doar lui Alin, azi, că numai Alin am avut. Da, ești al treilea Alin, care intra azi în direct. Am mai avut doi la bătălia hiturilor care au votat nefericit cu Vlad. Am prins și bătălia hiturilor. Ai fost în direct? Nu. N-ai fost în direct. Dar cu cine ai fi votat? Atâta noroc într-o zi la Europa FM. Nu crezi, da. Dar cu cine ai fi votat la bătălia? Cu a treia melodie. Mulțumesc tare mult. George, bravo. Foarte frumos. Nu e George, el, da. Uite, dacă ai fi votat cu George, uite, ai câștigat deja curcanul de la Peneș Curcanul. Bravo, felicitări! Deci, oricum ar fi, azi avem ceva, da. Azi avem ceva. Ia zi, Alin, cu ce te ocupi în Sibiu? Sunt consilier juridic de vreo 12 ani. Am lucrat la diverse entități, la Teatrul Național Radu Stanca, la Tlasib, la Primăria Sibiu, la Filarmonica de Stat Sibiu. În clipa de față sunt la Serviciul Public Sala Transilvania. Am înțeles. Nu e prea stabil jobul ăsta. Niciun concurent până la tine nu și-a mai prezentat Sibiu atât de pe larg. Da. Mulțumim că ne-ai făcut cunoștință cu tine. Unde te vezi peste 5 ani? Jurist, dar n-aș putea să zic. Asta e clar. Și acum... Ești la serviciu sau acasă? Sunt la serviciu și mă gândeam că e cineva de la ANAF, că depusesem ceva documente în dimineața asta și eram aproape hotărât să nu răspund, dar mi-am încălcat pe inimă și am zis, hai să vedem că poate nu fi totuși de la ANAF. N-are rost să te ascunzi. Răspunde-le, că ei oricum te găsesc mai devreme. Da, când te găsesc mai târziu. Vinerea nu prea dorești, prefer mai degrabă așa un... Te găsesc și cu penalități. Telefonul nu era de luat, era de dat în cazul ăsta, uite. Da. Asta da. Cu tot te găsesc, acum depinde și dacă vor să te caute. Bine. Dacă vor să te caute, te găsesc. Ăștia de rând nu ne vor, caută. Asta e. Pe noi ne mai caută și ne mai și găsesc. Alin, ai colegi ajutoare ceva? Da, am un coleg lângă mine și sperăm să facem echipă bună. Îl salutăm. Cum îl cheamă pe coleg? Mihai. Salut, Mihai. Tot jurist? Nu. Economist. Bine. Alin, jurist fiind, bănuiesc că ai citit din scoarță în scoarță regulamentul concursului nostru? Da, l-am citit. Da, știi acum... despre ce e vorba. Acum ceva vreme. Da. Nu s-a schimbat prea mult. M-am înscris. Ai 6 secunde ca să răspunzi corect la fiecare întrebare. Tu ești cel care iei decizia după fiecare răspuns corect. Mergi mai departe sau te oprești? Te oprești, rămâi cu banii câștigați. Mergi mai departe, poți câștiga dublu, însă dacă ai greșit, banii rămân la noi, ok? E regulă. Bine. Păi, ce să zic? Începem de la 400, mergem spre 800, 1600 și 3200. Mult succes, Alin. Mulțumesc. 400 de euro. Alții au trebuit să răspundă la câte 3 întrebări pentru suma asta. Tu, Alin, ai șansa să împuști banii ăștia dintr-un foc, să împuști. Eu... Dacă treci de întrebarea asta, te duci toți banii. Da. Alin, unde trăiește? Pe ce continent își are arealul natural tigrul? Asia. Simt influența lui Mihai. A fost băgat și Mihai, nu? Da. Îi plac tigrii? Mihai e lipsit de emoție... Da, el n-are, da, îi plac tigri. Nu cred. E fan tigru de mic, practic. E fan tigru. E leu ca zodie și cred că a studiat... Înseamnă asta, vezi? Bravo! Okay. Aline, ai 400 de euro! Mulțumesc!
E, uite că au trecut primele emoții, primii 400 de euro s-au dat. Trebuie să vă gândiți acum ce faceți. Urmează cine? Mai departe. Mai departe, da. Urmează-ți visul și mergi către 800 de euro. Corect. Deci cum facem? Mergem sau ne oprim? Da. Mergem, bine, domnule, gata. Mai departe. Păi ne-a zis că prima întrebare e cea mai grea și dacă vin următoarele... Eu zic să nu te mai oprești. Următoarele două sunt, da. Doar o întâmplare așa să... Dar nu cred. Fii atent. 800 de euro. Bănuiesc că ai făcut profil uman în liceu, nu? Da. Din ară să te mai întreb, dar acum na. Așa e treaba. Trebuie să te întreb. Pentru 800 de euro, Alin, spune-ne cine a scris poezia El Zorab. George Pășluc. Câți ani ai, Alin? 39. Știi varianta aia, parodie din anii 90? Da. Ce mă mai amuza? Și pe tine, și pe mine. Bravo! La filologie, când am studiat-o, am aflat și alte variante, dar mai... Ați avut un profesor cu mintea deschisă. Bravo, Alin, felicitări. Ai câștigat 800 de euro. La cursul zilei în lei. Zim dacă am avut dreptate, Aline. N-a fost greu, nu? A doua mai ușoară decât prima. Recum. Ai văzut, ai văzut. Să vezi, stai să o vezi pe a treia. Nu te opri. A treia mă plăcă din istorie. Bravo, uite cine știe, bravo. Națională sau internațională? Acum, de care o fi? Ce pot să... Păi, mai zic că ieri am zis de care e. Nu-ți mai zic acum. Nu te opri, Aline, nu te opri. Pentru ai 800 de euro? Pentru 100 de euro zic eu. De ce, domnule? Ce vă râdeți? Hai că e tot pe felia ta, că ai făcut uman, n-ai învățat și istorie. Da, mă, că sunt ceva... Adică și la drept ai mai... Și la drept. Dar la drept mai mult cu istoria instituțiilor și... Nu e cu istoria instituțiilor, e istoria de asta, mai de oameni de rând, adică stai liniștit că e... Ai învățat-o în gimnaziu. Istoria națională a instituțiilor e un pic mai scurtă, mai ușor de învățat. Da. Aline. România, da, în România avem o... Alin, până și eu aș fi răspuns la întrebarea asta și vorba aia de la mine, nu poți să ai pretenții. Merg mai departe. Bravo! Bravo. Așa mai, Aline. 1600 de euro. E și vineri și e și Sfântul Luca din Crimea, Crimei, e și da. Ziua lui George Duminică, e și ziua lui Strible azi, adică ai picat și la ceas de sărbătoare, ai înțeles? Da, fost... Da, nu, dar sunt foarte simple întrebările, adică acum nu vine și mie să cred ce simple sunt. Vrei să le schimbi eu repede? Mai puțin, a patra nu mai e chiar atât de simplă, dar nici aia nu e foarte grea. Deocamdată pentru 1600 de euro, Alin, ești cu mine? Da. Cine a proiectat și construit podul lui Traian peste Dunăre, la Drobeta Turnu Severin, în 103-105? Apolodor din Damas. Haide, bă. Dar de ce ai ezitat la... Păi nu mai știa de unde venea. Da. O fi de la Giurgiu din Damas, de unde... Așa am învățat la istorie, adică, nu? Unde era băiatul? Apolodor din Damas. Ai văzut? Și mai ții minte când ai învățat de Apolodor din Damas? Cred că era prin clasa 5-a. Știi câți oameni am încuiat cu întrebări de-astea din clasa 5 aici la dublu sau nimic? Dar pe tine nu, Aline, bravo! 1600 de euro pentru Alin. Și acum am ajuns la decizia cea mare. Păi nu, e că importante au fost toate deciziile, mai ales astăzi, că am plecat de la 400 de euro. Da. 400 de euro sunt niște bani de pornire destul de buni. A fost greu să treci la 800, a fost greu să treci la 1600. Acum ai un economist lângă tine, vezi ce înseamnă asta, ai 1600 de euro. Uite, fii atent, că eu pregătesc sunetul cu 3200. Da. În speranța că o să treci mai departe. Și ai și puțin timp de gândire. Uite, îți dăm 3-4 minute să te gândești, de acord? E minunat. Da? Hai, gândește-te 3-4 minute la ce o să faci. Ia în calcul că
exact cum zicea și Luca mai devreme, întrebarea e ușor mai dificilă decât ce a fost până acum, dar nu e un capăt de țară, adică gândește-te bine. De întrebare al cărui răspuns îl știi sau nu îl știi. Ne întoarcem în 3 minute și jumătate. Deșteptarea. La Europa FM. Suntem la dublu sau nimic în deșteptarea, alături de Alin din Sibiu, care a câștigat până în acest moment 1600 de euro și un curcan. Alin, ești cu noi? Alin, te-ai descurcat impecabil până acum. Ți-am spus că o să fie mai simple decât prima întrebările, numerele 2 și 3. Acum, la cea de-a patra, ești pe barba ta, e decizia ta, eu nu mă bag, nu-mi permit să-ți dau un sfat. Că ți-am zis, ori o știi, ori nu știi. Ce ați decis? Da. M-ar zice. Păi... Știi sau nu știi? Eu... A treia cale nu e. E 1-2, X nu există. Nu, adică nu e genul de întrebare la care poate-ți vine răspuns. Știi că sunt și întrebări la care, uite, de exemplu aia cu unde trăiește tigru. Unde trăiește tigru? Da. E, te gândești între Africa și Asia. Da. Puteam să râdem să zic că Africa n-a fost să fie răspuns corect. Asia, adică nu prea poți să te gândești că e în America de Sud. Da, la întrebarea asta ultima nu prea ai cum să dibuiești răspunsul. Ori îl știi, ori nu știi. Împotrivă. Ca la urmă, altă întrebare de-a fapt. E cam același... E, uite, și la El Zorabă, o dădea acolo, dacă zi un... Hai să vedem ce s-a hotărât Alin. Practic, mă opresc, 1600. Hai, mă, te-a descurajat Luca. Da, Luca e defensiv azi, nu știu de ce. Eu nu vreau să am oameni pe conștiință. Nu e treabă. Eu zic că știe. Mai ales că e consiliu juridic. N-auzi că e sărbătoare? Ieri a fost și înălțarea, azi e Sfântul Luca din Crimea, care a fost medic. Mulțumesc pentru urări. Nu e la apostolul, apostolul e mai în octombrie. Alin, decizia ta finală este? Mă opresc. Ai vorbit și cu Mihai? Da, pe 1600 de euro și un curcan pentru Alin. Felicitări, hai, bravo. Hai că ne presează George din regie. Alin, acum să-ți pun întrebarea în afara concursului. Felicitări. Mulțumesc tare mult. Pentru premiu, mă bucur pentru tine și acum chiar sunt curios dacă știați răspunsul la această întrebare. Alin și Mihai, ce țară administrează Groenlanda? Cred că Danemarca. Iată. Cred că bine, Danemarca. Bravo, Mihai! Ți-am zis că știa. Nu știa el, știa Mihai. Ce știa contează? Mihai. Știa, nu contează, echipa. Știau ei. Bravo, băieți, felicitări, jos pălăria. Da, uite, bravo. E cum v-am zis, nu? Adică n-ai cum să o nimerești cu Danemarca. Ori știi. Da, nu. Dacă nu știai, o încercai cu ceva. Marea Britanie, Statele Unite, Rusia. Da, dar ar fi venit la prima mână, dar într-adevăr știam că nu e Islanda, dar... Cu atât mai mult mă bucur că ai câștigat 1600 de euro, e un premiu frumos, plus un curcan de 15 kilograme. L-am verificat noi, să știi, e de la original. E ce trebuie. Să alegeți să consumați carne de curcan românesc și să verificați întotdeauna originea pe etichetă. Bravo, ai câștigat curcanul de la Peneș, curcanul și 1600 de lei. Bravo și Mihai pentru ajutor și vă așteptăm în continuare alături de noi. Crezi că le știi pe toate? Ai curajul să riști? Wow. Totul, dublu sau nimic. Tot ce știi transformă în mii de euro. Joacă dublu sau nimic. Detalii pe europafm.ro.